Bine, o trebuie să centrați la cealaltă temă și dumneavoastră a fost una din temele care este soluționat. Sigur, am trebuit să vă de tot cu senator la fel de convenit, v-ați panegat că aduce sunare de la București și să vă întreabă anchetă cu județul acolo. În același timp, ei ne duc că de cea București și se justifică tot ce sunt interdat primăriei Râmnicului, prin care vă se poate să de lei doar pentru 2 luni de transport al guvernului la București. Care mai este stabil proceselor și relației cu firma de salubritate? Noi nu vă zicem de firma extraordinară. Am analizat foarte bine contract. În contract, așa cum îmi trebuie și dacă dorim să spun la dispoziție, ambele părți trebuie să respecte contractul. Vreau să răspund că și primăria și-a asumat niște clauze care trebuie respectate. Care trebuie respectate. Din punctul meu de vedere, vorbesc strict pe perioada contractului. În momentul de față, noi le-am dat tot concursul să obțină să-și facă o stație de sortare pe platforma chimică. Văd că se trebuie de pe lasă la primul informația de ce nu se dorește. Și văd așa că ar fi o nedorință lor. Pentru că noi am fost că se poate deschide. Am stat o timp, acolo nu se obține avizul la mediu, că va sta. Trebuie de azi când am sunat să văd dacă l-am obținut avizul, au spus că arhitectul a depus dosar. Nu sunt de bine cei la mediu și vreau să-i mulțumesc celor de la mediu. Dar am depus arhitectul dosar. Asta înseamnă o linie de interes. Și doar viitoare, aștept să avem pe joi să-și ia autorizație, nu, vom intra din nou în forță, așa cum vă știți, că nu te vezi niciodată, și de vedea ce se va întâmpla. Așa cum mă amintea să spun un lucru extraordinar de important, cum e, am avut o întâlnire, dar nu e de dacă vă ia această întâlnire, cu cei care au contestat că nu e de văzut. Și ne-au venit foarte... Iar dacă nu și-au autorizație, sunt 2 ani de zile, apropo, nu și-au autorizație și spun public, până la prima ședință a Consiliului Local, voi propune spre aprobare Consiliului Local rezilierea contractului. Punct. Nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect. Nu este prevede documentația pe care primăria n-a pus la dispoziție că nu există. Nu. Autorizația de la ei, autorizația de la ANISU, în contract, când au încheiat contractul, la articolul 2, dacă mă știu, dar nu atât, se plată. Firma care concesionarul se obligă să obțină toate autorizațiile și avizele, dar așa că la, în termen de 6 luni să dea o funcțiune că nu e o libertate. Sunt 2 ani de zile, poți să consumi mai pe un tip de câteva luni, dar acum mai trecut 1 an de când s-a terminat termenul și nu s-a făcut nimic. Eu nu înțeleg de ce ai luat un astfel de bun, nu dai drumul la cum e libertate. În condițiile în care un contract e foarte clar că suma pe care o investesc dumneavoastră și avea obligația să investească în legată la oameni 350, până la 900.000 de lei, 900.000 de lei. Iar acel termin va asigur. Ei se vedea, este asta e terminul de lucru. Am și putea discuția la Consiliul Județean, în principiu, nu așa cum. Pentru că dumneavoastră au nevoie, deci cine ar avea nevoie de un astfel de spațiu? Am o întrebare